Dacă există vreo cheie a genelor printre cele 64 care să capteze esența întregii lucrări, atunci aceea este cheia 25-a. Aici se găsește secretul pe care bărbații și femeile l-au căutat din totdeauna, secretul iubirii. Aici se găsește de asemenea înfrângerea iubirii, a 25-a umbră a contractării. Contractarea apare oriunde este absentă, iubirea fiind sursa fundamentală a întregii suferințe umane. Ea se transmite de la sine, deoarece a contracta viața în tine însuți sau în celălalt înseamnă a invita mai multă suferință în propria viață. Umbra contractării funcționează la toate nivelurile societății. La nivel individual, contractarea apare în primul rând la nivelul respirației, creând încordare în piept și comprimând tensiunea în abdomen. Majoritatea dintre noi ne antrenăm pentru contractare de la o vârstă fragedă. O învățăm prin tiparele de respirație ale părinților noștri încă de când ne aflăm în uterul mamei. Este prezentă chiar în momentul concepției, transmisă subtil de la spermatozoid către ovul, ca un cod ce conține tiparele genetice ale contractării simțite de strămoșii noștri, care s-au zbătut întreaga lor viață de la naștere până la moarte. Aici, în cea de-a 25-a umbră, găsim fundamentul mitului rănii sacre, sursa întregii suferințe umane. O anomalie transgenetică efectiv înfășurată în jurul spiralei ADN-ului uman. A 25-a umbră este marea turbină a căutării umane. Oriunde ai merge, porți această contractare cu tine. Dacă te acordezi la corpul tău, o vei simți adânc în interior, iar răspunsul sau reacția ta la disconfortul pe care îl provoacă definește imaginea vieții tale. Dacă dai înapoi în fața durerii, vei trăi o viață de negare și confuzie, o viață trăită pe jumătate, pierdut în palidele tărâmuri umbrite ale mediocrității. Cu cât mai dificil îți este să suprimi durerea dinăuntru, cu atât mai strâns ea te înghite. Dacă totuși ai curajul de a cinsti și asculta rana dinăuntru, totul se va schimba în viața ta. Vei descoperi că dacă există vreun lucru încolocit în jurul tău care te contractă, acel lucru trebuie să aibă un scop. Iar scopul său este de a se descoloci. Astfel, înfruntându-ți durerea cu ajutorul darului acceptării, rana începe să se desfacă și un alt destin, mai înalt, ți se deschide în față. Contractarea este întâlnită și în comunitățile noastre, exprimată fiind prin nevoia noastră de a avea legi, de a avea teritorii, garduri cu surmă ghimpată, pașapoarte și bani. Mai presus de acestea, poate sunt contractările masive la care ne supunem în mod inconștient, prin felul în care măsurăm timpul. Dependența noastră totală de timp creează un enorm câmp energetic de tensiune și presiune la nivel global. Celălalt agent important al celei de-a 25-a umbre îl reprezintă mintea umană. Aproape toate sistemele de gândire amplifică încordarea din interior, cu excepția celor care ne duc spre o acceptare mai profundă a adevăratei noastre naturi. La fel cum darul al 25-lea deschide căi înspre toate nivelurile creației, umbra a 25-a le închide. Partenerul de programare al celei de-a 25-a umbră este a 46-a umbră,
a seriozității, de la care învățăm următoarele. Cu cât mai strâns ne agățăm de ceva, fie că e vorba de o opinie, o persoană sau un obiect, cu atât acele lucruri devin mai constrictive pentru noi. A 25-a umbră denaturează iubirea universală a sidiului, transformând-o în dorință pentru lumea materială. Aceasta se manifestă sub forma obsesiei pentru materialism, cea mai evidentă direcție în care poate merge curentul fricii contractate. Impulsul de a domoli frica devine nevoia de a reduce universul la obiecte și de a ne agăța de ele cât mai strâns posibil. Oricine se agață de obiectele din jurul său este puternic influențat de a 25-a umbră. Același lucru este valabil și în cazul relațiilor. În relații, această tendință umană de a încerca să te agăți de ceilalți, văzuți ca ancore fizice, denaturează și restricționează curgerea naturală a iubirii între oameni. Iubirea înflorește prin libertate și moare prin contractare. Este foarte important să înțelegi a 25-a umbră, deoarece ea reprezintă începutul călătoriei tale în formă. Viața într-un corp fizic poate fi percepută ca fiind contractarea supremă, în special atunci când realitatea îți este înrădăcinată în frică. Frica este produsul secundar al tuturor câmpurilor energetice de frecvență scăzută. Contractarea este manifestarea fizică a fricii, la nivel atât individual cât și universal. Mai mult, frica este cea care creează o buclă de feedback biologic foarte eficientă, care își asigură propria supraviețuire. Privind cu atenție, observăm un mecanism foarte inteligent. Fricii îi este frică de ea însăși, ceea ce garantează că niciodată nu se va accepta pe ea însăși, ceea ce garantează că va supraviețui întotdeauna. Există de asemenea diferite tipuri de frici. Există frica inerentă tuturor creaturilor fizice, frica genetică, sentiment ce ne asigură supraviețuirea ca indivizi, grupuri sau triburi. Apoi există manifestări mai comune ale fricii: frica de război, frica de haos, de cataclisme, care există la nivel colectiv în conștiința umană. Cea mai profundă frică dintre toate este frica de a nu mai exista. Frica de moarte, la nivel individual, sau frica de extinție, la nivel colectiv. Astfel de frici formează câmpul general de fundal al conștiinței pe planeta noastră. Apoi ajungem la frica pură, nivel la care nici măcar nu există un obiect al fricii. Frica pură este pur și simplu o formă aparținând gândirii colective, care atârnă precum o ceață gri asupra întregii noastre lumi. Aceasta este a 25-a umbră, o rană dincolo de orice înțelegere, o prăpastie fără sfârșit, o presiune constrictivă imensă care sufocă viața din tine și totuși în cele din urmă nimic mai mult decât o pură iluzie. Această umbră are un scop divin. Conține înăuntrul ei un plan măreț și te atrage mereu către destinul tău inevitabil din cel de-al 25-lea sidi. Pentru a percepe cu adevărat ce înseamnă umbra 25-a, trebuie să vezi cât de radical este al 25-lea sidi la celălalt capăt al spectrului. Acesta susține o viață fără limite sau contractări de vreun fel. Procesul intrării în rana sacră este, prin urmare, un proces de dezvăluire și dezlegare a legăturilor și șnururilor karmice,
care vin la pachet cu viețile și relațiile noastre. Pe măsură ce învățăm să ne înfruntăm propriile răni, călătoria noastră începe treptat să devină mai limpede și mai ușoară. Astfel poate fi rezumată călătoria prin a 25-a cheie a genelor, calea de la frică spre iubire. Să vedem cum se manifestă această umbră a contractării prin caracterul represiv și caracterul reactiv. Caracterul represiv ignorant. A 25-a umbră ne învață ceva profund despre natura ignoranței. În realitate, aceasta este o formă de reprimare. Toate naturile represive își folosesc energia în primul rând pentru a menține o stare de ignoranță. În acest context, ignoranța se referă la incapacitatea de a privi către propria durere. Cu cât mai profund este menținută captivă în interior rana ta personală, cu atât mai mult sunt reduse la tăcere capacitățile tale superioare. Ignoranța nu este o binecuvântare. Ignoranța înseamnă suferință. Dar nu recunoaște asta până în momentul în care are loc ceva important. Datorită omniprezenței frecvenței umbrei, ignoranța continuă să fie una dintre cele mai grave afecțiuni în lumea noastră. E nevoie de un efort colectiv, masiv, pentru a contracta forța vitală ce dorește să izbucnească din trupurile noastre. În momentul în care ceva declanșează eliberarea de durere, are loc o masivă deblocare și ușurare în zona inimii, deoarece umbra contractării își pierde din forțe. Dacă după un astfel de eveniment îți reprimi din nou durerea, acesta este subiectul unei cu totul alte discuții. Caracterul reactiv, rece, așa cum caracterul represiv este incapabil să-și recunoască profunzimea rănii sacre dinăuntru, cel reactiv este refractar la aceasta. Acești oameni își exprimă durerea prin proiecție. Astfel, ei sunt deconectați de inimile lor într-un mod diferit. Caracterul represiv nu știe cum se simte, iar cel reactiv urăște cum se simte. El exprimă acea ură printr-o inimă rece. După cum vom vedea în mod repetat de-a lungul celor 64 de umbre, toate caracterele reactive își exprimă frica prin mânie, astfel încât acești oameni își defulează durerea în lume, îndeosebi asupra celor foarte apropiați lor. De fapt, este imposibil să te poți apropia de astfel de persoane. Natura lor schimbătoare îndepărtează rapid orice formă de căldură autentică, întrucât le reamintește de propria lor durere. La fel ca în cazul tuturor caracterelor reactive, acest lucru duce deseori la relații abuzive sau de scurtă durată.